Ce zici? Nu zic. Eu zic că da. Hai să zic eu unul ție fain. Păi, dar despre ce bancuri să spunem? Știi că acum e la modă să slăbești. Întotdeauna a fost. Nu? Da, da. Acum mai mult ca oricând. Toată lumea vrea să slăbească. Toate doamnele, că vine vara, și merg la plajă. Și eu m-am pregătit de slăbit. Uite aici. Da? Deci, atent. Asta este dieta cu prăjituri de la Savor de slăbit. Vrei să slăbești? Cam o să fii... Trebuie să mănânci zilnic o tavă de prăjituri, nu? Nici nu-i rău. Nu-i rău, nu-i rău. Păi nu-i rău. Și uite cum arată, îți vine să mănânci cu tot cu tavă. Când de... De reșița ți-o dor. Nu, când de slăbit ți-o fi dor. Așa. Ia prăjituri de la Savor. Nu? Fantastic. Ce să mănânc? Cel mai bun. Slăbești garantat. Nu. Și bei apă din asta de aur. Apă de izvor. Apă de izvor de la... Prăjitură de Savor. Ocna de fier cu... De nimica nu ți-i dor. Da. Cu molecule de aur și argint. Ce poate fi mai prețios și mai bun de așa? Am vrut să spun un banc. Despre? Păi despre slăbit, că ai zis să vorbim despre... A, deci să spunem bancuri despre slăbit. Aha, da. Zice că soțul îi cumpără soției un cal. Și un prieten îl întreabă, păi de ce ai luat un cal, dragă, cadou nevestei tale? Pentru că doctorul a spus că echitația ajută la slăbit. Și care sunt rezultatele? Până acum a slăbit doar calul. Dacă tot ai zis cu calul, știi că era un banc cu doamna care se duce la farmacie și zice, mă doare capul de nu mai pot, dați-mi ceva, că nu mai pot de durere de cap. Să înțeleg că doriți de cal mare? De cal mare, de cal mic, dar să nu mă mai doară capul, știi? Asta. Și acum revenind la slăbire, că un bărbat îi spune prietenului său din copilărie, auzi, mă, nevastă mea s-a apucat de slăbit de 3 săptămâni. Super fain, bravo. Și cât o pierdut până acum? 2 săptămâni. Foarte, foarte drăguț. Zice că se întâlnește o prietenă cu alta, ce draga mea, ce ai slăbit, extraordinar, ce zic, cu legume? Da, cartof, morcov, pătrunjel, le fierb sau le prăjești? Nu, le sap. Așa, corect. Hai să luăm... Ce e asta? Cum se numește asta? Măi, e un mini eclair și arată foarte bine. Mini eclair, adică ca să poți să-l mănânci mini. Totodată. Ea. Da. Nu, da, nu, să nu mănânci totodată. Pentru mine, să-mi lași și mie. Păi nu-ți las, tu ia-ți de acolo, uite acolo, cu deslăbit. Bine, asta e de îngrășat. Eu o să iau una din asta cu fructe, așa, o tartă, o mini tartă, uite așa. Fii atent cum arată. Ha? Ce zici? Să nu ne înjurați că suntem la program de slăbire. Cu Savor. Cel mai bun, că o doamnă se duce la farmacie și spune, dați-mi, vă rog frumos, ceva ieftin de slăbit, dar să fie ieftin. Cel mai ieftin, ce aveți cel mai ieftin? Doamnă, avem plasture de slăbit. Plasture de slăbit și funcționează și... Da, doamnă, funcționează. Bine, bine, și unde să-l pun? Foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Doamnă vine la soțul ei și îi spune, iubitule, sunt atât de fericit, am slăbit 2 kilograme. Da? Dar ce ai făcut? Ai demachiat? Așa. Două prietene se întâlnesc și una îi spune, vai, ce a slăbit prietenul tău, ce a slăbit soțul tău, pardon. Cum a reușit să facă lucrul ăsta? Păi zice, merge zilnic la pescuit. Vai, nici n-am știut că pescuitul poate ajuta la slăbit. Cum așa? Cum? Ce metode asta? Păi zice, simplu. În fiecare zi mănâncă doar ce prinde. O doamnă se duce la un dietetician și spune, domnule doctor, v-am urmat sfatul, am mâncat fructe. Ați mâncat fructe? Da? Ce fructe? Păi am mâncat cireșe. Cireșe? Unde ați găsit cireșe acum? Într-un tort. Se întâlnesc două prietene și una îi spune cealaltă, draga mea, ce ai mai slăbit, cum ai reușit să faci lucrul ăsta? Băi, ce să-ți spun, mă cert în fiecare zi cu bărbatul meu. Păi bine, bine, dar mai reziști, mai suporți, mai... De ce nu divorțezi? A, nu încă, că mai am 2 kilograme. Corect, trebuie să slăbească 2 kilograme. Se întâlnesc două prietene. Draga mea, ce mult ai slăbit, extraordinar, cum ai reușit? Am ținut un regim chinezesc.
Da? Ai mâncat doar orez? Nu. Am mâncat doar supă cu bețișoare. Și eu gata, mă apuc de slăbit, spune ona. Păi cum, cu ce te apuci? Numai cu fructe. Păi cu ce fructe? Cum merge? Ce dieta asta? Numai cu mere. Păi cum e dieta asta cu mere? Păi ce, mai întâi încep cu mere. După aia mere o slănină, după aia mere o țărăpită, după aia mere niște ceapă, mere și niște slană și mere și niște pălincă la sfârșit. Fantastic! Cam astea au fost bancurile de azi. Foarte fain. Nu vă apucați de slăbit. Luați prăjituri de la Savor, mai o gură de apă Aura și perfect. Vom vedea data viitoare. V-am pupat!